Bună dimineața! O nouă zi cu frig, nu mai e cu soare. 3 grade avem, atât. Eu m-am dus o tură până la stup, dar nu v-am mai arătat. M-am dus, m-am uitat nițel până la Urtiniș, totul e în regulă. Băi, vă spun eu acum care e treaba. Uitați așa să scot în curte. Haideți să vă spun care e treaba. Deci, eu sunt persoana care, eu mă bucur când aud de cineva că îi merge bine. Mă bucur când cineva prosperă și face casă nouă, când își ia mașină nouă. Deci a luat Mitrigan. Felicitări, Mitrigan, că ți-a luat mașină nouă, nouță. Are dreptate, bă, până când, bă, să mergem cu mașina lui altul? Nu mai la mâna. Eu am avut până acum, hai de mine, 20 de mașini. Bă, ce? Am depășit de 20. Cât timp am făcut taximetrie, dacă nu schimbam mașina la fiecare an? Dar ce mașină luam? Tot la mâna a doua, la mâna a treia, la mâna... Bine, acum cei care sunteți mai de vârsta mea, așa la 50 de ani, știți că înainte luai mașină nu la mâna a doua, era cam la mâna a patra sau a cincea, că înainte era foarte greu să ai mașină. Deci cei care aveți 50 de ani știți cum era acum 30 de ani, că eu am mașină de la 23 de ani. Am mers cu motocicleta înainte. Păi nu era bani de mașină, e foarte greu să-ți iei mașină. Ce ai, bă, tată, munceau mult toată viața ca să-și iau o Dacia din aia veche. Adică modelul ăla vechi, dar bine, și-o lua nou. Era 75.000 de lei. Da, dacă facem o comparație cu salariul de acum, să zicem că tot cam în lei ea de 7. Cât era, mă, salariul atunci? Ia ziceți, mă, tata, acum 30 de ani, cât era salariul? Păi era vreo 2500 de lei. Păi ca acum. Adică vorbim un salariu așa, la omul de rând, nu de director, nici de cel mai slab. Un salariu de mediu așa era cam 2500 de lei. Exact cât e și acum, că și acum tot 2500 de lei. Da? Bun. Știți cât era o Dacia, modelul ăla vechi de Dacia românească din 1980-85, când... Bine, că ele au apărut până 70, parcă. 75.000 de lei. Atât era o Dacia din aia românească, modelul, o Dacia 1300. 75.000 de lei. Ce înseamnă acum 75.000 de lei, dacă îi zicem în euro? 15.000 de euro, da? Corect ce spun? Deci vă dați seama, modelul ăla de Dacia cum era înainte, 15.000 de euro. Deci era cam greu să strângi banii să o iei. Și mergeam toți cu mașini la mâna a doua, la mâna a treia, la mâna... Adică era foarte greu, nu găseai mașină. Deci dacă aveai, să zicem, hai să vorbim în euro, că e mai ușor, să zicem 7.000 de euro, cu toate că atunci nu era euro. Jumătate din suma de o mașină, da? 35.000 de lei, poftim. 35-37.000 de lei aveai ca să o cumperi la mâna a doua, a zis. Aveai banii, să zicem, strânși în buzunar, dar nu găseai mașină? Adică te duceai în târg, nu găseai mașină de vânzare. Ce era ca acum OLX și de-astea și era un ziar, a apărut de târziu ziarul Ride. Ride? Nu știu dacă știți. Acum vreo 20 de ani ziarul Ride, unde erau vânzări, cumpărări, dar... Păi știu pe un băiat și-a luat Skoda, bă, tată, bă, Skoda din aia 120L, verde. Și-a dat 35.000 de lei. Deci vă dați seama? 35.000 de lei pe o Skoda, nu nouă, deci la mâna a doua și-a luat-o stricat, a reparat-o el, nu știu ce probleme avea pe la motor. Bă. Erau scumpe mașinile, ce ai, bă, tată. Valoarea unei case. O casă tot cam așa era, 75. Adică și acum
îți cumperi casa cu 75.000 de lei, da? Adică cu 15.000 de euro găsești o căsuță de, nu de lux, casă de locuit. Vorbim de case de-astea de sute de mii de euro. Că înainte, iar, știți cum erau, acum 30 de ani, erau cam toate casele un stas, adică nu vedeai vilă, palat și casă amărâtă. Cam toate erau case amărâte, așa. Cum e a mea acum, case de țară, așa. Eram toți la un nivel. Cam toți oamenii eram la un același nivel. Bun, ce vreau eu să spun acum? Eu mă bucur că, uite, domnul Mitrican și-a luat mașină nouă-nouță. Pentru mine e o bucurie. Vă spun de ce. Băi, ne-a demonstrat la toți, atenție, ne-a demonstrat la toți că se poate din apicultură, că el n-are alt servici, da? Cu albinele se ocupă. Ne-a demonstrat că, nu știu cât stupi are el, 100, cred că are peste 100, 150 sau nu știu exact cât are. Sau 200. Nu știu, să ne zic el cât are, că eu n-am reținut. Din 150, poftim, 150 de familii, chiar ținute pe loc în curte acolo. Parcă el așa a spus, că mierea de anul ăsta, da? Cam așa ceva. Sau vânzarea de anul ăsta. A reușit să-și ia mașină nou-nouță. Bravo lui, deci eu cred, adică e vizibil, se vede mașina în curte, deci nu mai poți să zici că nu e adevărat, da? Alt servici nu are, deci e clar. Albine, adică a și spus, munca albinelor, munca lui, a, și munca soției, că a zis că, na, ea se ocupă cu vânzarea, de vinde la piață sau... Adică, atenție, mierea vândută cu borcanul, că dacă o dădea la angro, nu mai lua mașină, lua una la mâna a doua. Deci ne-a demonstrat că se poate, tată, da? Bravo lui. Și acum ce să înțelege? Ții 150 de stupi. Te ocupi de albinele alea așa cum trebuie, vinzi mierea cu borcanul și reușești de te întreții normal cheltuielile care sunt și ții și mașină nouă. Asta am înțeles, da? Frumos. Dar care poate să țină 150 și să vândă toată mierea cu borcanul? Că vezi, e ușor să faci un calcul așa. A, țin și eu 150 de stup și gata, la anul mi-am mașină nouă-nouță. Că da, bă, tată, da, reușește Costin să vândă. Că el scoate peste 100 de chile. Ați văzut că tot el a spus în filmulețe, deci nu spun de la mine. 110 pe acolo, poate 120. Zi o medie de 100, da? Că poate a mai fost și ani care a scos sub. Zi media de 100 de chile pe stup. Păi trebuie să scoți și 100 de chile de miere pe stup ca să ții mașină nouă-nouță, nu? Și pe urmă poți să vinzi toată mierea cu borcanul? Asta e întrebarea. El o vinde, e băiat, isteț o vinde. Costin nu poate să vândă atât. Nu mă pricep tata să vândă atât. Nu pot, fiecare după puterea lui. Uite, mă duc și eu acum să vând. De 3 zile n-am mai vândut nimic, atenție. De 3 zile n-am vândut nimic. Mă duc asta să văd care e treaba. Zic, bă, tata, nu mai dați niciun telefon, nimic. Vin eu peste voi. Poate mai dau și eu ceva, tata, că nu se mai poate. Da, cam asta e explicația, de se poate, tată. Așa că Mitrican ne-a dat. Ne-a dat-o de ne-a terminat, uite, tată, mașină nouă-nouță, luată după urma la albine, mierea vândută cu borcanul. Bravo lui. Eu dacă țin tu mai puțin, 50 de familii, știți că eu cam așa țin, 50-60. Acum am 70, că știți de ce. Așa. Deci eu cam cu 50 de familii am reușit de mi-am luat, uitați mașina asta. A, mă, că mi-am luat și o mașină. Deci mașina asta care o vedeți, care nu știe și s-a abonat mai târziu la mine, deci Passatul ăsta din 2013, care a costat 7.000 și vreo 500 de euro, nu mai țin minte exact. La mâna a doua. A, ba nu, la mine e la mâna a treia. Că a luat-o ăsta din Germania, deci neamțul a avut-o primul, a luat-o cineva în România, am scris-o, a mers un an cu ea. Deci l-a luat-o din 2012, din 2012 și eu. Nu știu, a mers un an cu ea, deci eu am luat-o în, ce an am luat-o? O am de un an de zile? 2021 am luat-o? Da. În 2021, ăla înseamnă că l-a luat-o în 2020.
în Germania. Am mers el un an până în 2021. În 2021 am luat-o eu și am mers acum 2022 și intru în 2023. Deci eu sunt la mâna a treia, dar abia am reușit să iau mașină, după urma la 50 de stupi. Și atenție, vedeți mașinuța asta aceea, Passat 2013, merge brici, sper să nu se strice. Banii sunt de pe Mierea de Salcâmul. A mers Salcâmul, știți că a mers Salcâmul bine, bine, a mers și anul ăsta 2022, dar și 2021. Mie mi-a mers foarte bine, am fost Salcâmul 1, 2 și 3. Am avut și stupii foarte buni. Și-a băgat miere stupișorii mei. Dă-mi la mașină. Deci, Mierea de Salcâm, uitați-o ce. Merg cu ea, uite, uite, dau de volan. Deci, știți că eu aveam Opel-ul ăla mai vechi, mai amărât, din 2008, care îl țin în curte acum degeaba. Deci, uite, demonstrație practică, tată. Se poate, da, se poate. Dar asta a fost în 2021, da, am luat-o, da? În 2022 am mai luat Costin, am mai schimbat mașina, n-am mai schimbat-o, că i-a mers mai slăbuț. Anul ăsta mai așa și așa. Da. Asta e, deci Medrigan ne-a arătat că se poate, a demonstrat practic.